cioè agli artisti locali. Sunt mai degrabă cantonate într-o zonă care ține de toți impresionismul interbelic, de non-clasicism interbelic. Deci este un tip de realism care are directă legătură cu natura. Mai puțin pictori sunt la noi care consideră arta domeniul de cercetare. Pentru ei și publicul acceptă și gustă asta, arta înseamnă emoție, sentiment, bine puse în valoare de un meșteșug recomand. Și atunci, tipul acesta de pictură intelectuală, pornind de la concept și de la o temă care este sau pare a fi a actualității, numai că se vede și în expoziția dumneavoastră, tema aceasta aparține deopotrivă epocilor care au trecut și este generală pentru toată istoria. Deci, eu am apucat să spun și în invitație și în apelul pe care l-am făcut în spațiu virtual, destul de multe despre dumneavoastră, am împărțit multe, le zic, cataloage, nu sunt cataloage așa cum dumneavoastră le-ați machetat, le-am schimbat un pic. Deci dumneavoastră, cred că ne-ar fi util tuturor și memoriei muzeului nostru să povestiți despre demersuri pe care le-ați parcurs în realizarea acestei expoziții, care este special făcută pentru Muzeul din Brăila. Da. Care am compus această intervenție într-un spațiu public, într-un spațiu încărcat cu istorie. Și am apelat așa că ați demarat de astfel de istorie din epoca, de istorie, din elemente de istorie, din renaștere, din actualitate. Am făcut o trecere dintre renaștere din toate perioadele până în prezent. Nu am făcut așa să cercetez zona, să am critic la anumite zone. Și în același timp să o reinterpretez în elemente ale prezentului, geografia ale prezentului, mecanismele prezentului, identificații fragmente de natură, fragmente de răsunare, fragmente din oraș, fragmente din o anumită dezordine a orașului sau ordinea orașului. Deci este o evoluție. O evoluție a unei cercetări, cum spus noastră, plecând de la ideea războiului sau ideea haosului. Este motivul acesta al violenței pe alături exacerbat. Am recunoscut toți artiștii mei aici, postura lui Verocchio sau lui Donatello, miturile
la o expoziție care curând necurând este un eveniment efemer. Sau vă gândiți că lucrările acestea își vor găsi loc undeva și vor rămâne împreună cu amprenta personalității dumneavoastră? Deci unde le vedeți? Le vedeți într-o colecție, le vedeți într-un muzeu, le vedeți doar, nu știu, ca... Chiar înainte de a veni, mi-au fost făcut un film de atelier, tocmai în vederea creierii o relație între atelier, în situ, exact cum arată lucrările în spațiul exterior și cum vor fi ele muzeificate. Și atunci se va face o trecere foarte interesantă de la atelier, spațiul exter și spațiul de lume intern, adică relația dintre atelier și muzeu. Mai unde ar putea să fie? Unde coexistă mai bine? Vom vedea. O să vă dorească ce trebuie să vă spun. Domnul Marius Bucan este unul dintre cei mai dinamici artiști. Dacă căutați numele dumnei sale pe Google, o să vedeți câte filme vă arată de la atelierul imens pe care îl are și de care am fost primită când mi-a povestit în Centrul Bucureștilor peste 1000 de metri pătrați. Un atelier de 2500 de metri, dimensiuni colosale. Care proiectele de acest tip funcționează, care au fost desfășurate de multe spații de lume și poți să faci trecerea din interior în exterior, pentru că se pot intensifica și o să vedeți un film care este mult mai, mult mai, înseamnă că anumite fragmente n-am putut să fie teoria zidului, teoria părțenii ca la o parcelă la spațiile, adică mult mai departe, duse într-un spațiu generos în afara acestei. De aceea, va fi foarte interesant cum de fie montajul final, un montaj simplu de câteva minute, în care se va condensa câteva ore de filmare, ce avem în mintea noastră, cu ce va fi acolo. Și atunci se va face o imagine mai corectă asupra, să zicem, intenții, unde va apărea. Cum ați văzut și noastră, pe YouTube. Ele trebuie să circule, trebuie să rămână blocate, trebuie să am văzut că și tema pe care ați avut o cercetare la doctorat este una foarte complexă, din moment ce urmărește trecerea de la varietate în spațiu și de la spațiul interior în exterior, în peisajul urban. Deci aceea cu o etapă terminată, finalizată, două cercetări, cea de la Roma și de la Veneția. Da, postdoctoral, a fost un sistem postdoctoral, am înțeles. De exemplu, am demonstrat că în zone de cercetare cum aș trece la pictură, ca bidimensională, la plană, la tridimensională și ce înseamnă trecerea unui pictor la tridimensională și care sunt, să zicem, provocările unui pictor. De ce este necesar tridimensional? E, de aici, mai departe, structura cealaltă a fost cum aș trece de la tridimensional în spațiul public, trecerea de la interior la exterior. Și cum trebuie în spațiul public ca artist care provine din zona pictorală. E ciudat așa. Pictorii vor să coboare de pe simeză, iar sculptorii vor să urce. Mai nou s-au inversat, să zicem, cercetările, arhitecții doresc zonă sculpturală și invers. Adică tot timpul au fost mișcările pentru că fiecare zonă vrea altceva, vrea zona celuilalt. Și atunci și asumă și, să zicem, puterea sa nu plus de expresivitate. Pentru că ai nevoie foarte mult de părție arhitectivă, vrei părțile de tip, să zicem, structural de părit cu volumetrie și de aici, dacă vrei să faci parte de spațialitatea, trebuie să ieși în spațiul public, să ieși efectiv din spațiul de confort. Eu cred că tipul acesta
comunicarea în sensul respectiv. Adică am propus subiecte pe această zonă. Cum poți face, de exemplu, o zonă geometrică sau aduci în tridimensionare? La un moment dat se pare că bine, doar perspectiva te-ar putea ajuta mult, și poate ajuta și ridicarea în spațiu, ridicarea din punct de vedere arhitectural. De aceea, din punct de vedere științific, poți demonstra și poți conta ca expresie. Eu am aflat tot ce vreau să aflu. Discuția e deschisă dacă pictorul este dispus. Dacă nu... Am scăpat ieftin, nu? Și doriți să continuați. Să știți că cel mai mult sunt materialul filosofilor. Dacă cineva poate să o aducă, să o ducă în zonă filosofică, atunci e pentru că se putea să lăsă. Am probleme. Asupra imaginilor. Bine ați venit la Mărbina și ne bucurăm de această expoziție. Ne bucurăm vizual, ne bucurăm sonor de ambientul realizarului. Și olfactiv. Bucuria va fi și olfactivă sau olfactivă va rezista toată durata expoziției pentru că... Aveți miros de as, aveți miros de diluant, de transformare, adică de ardere din asta forțată, pentru care totul al miros față de mirosul clasic a unui lemn. După care, ca să fie mirosul și mai ternic, am introdus acele elemente de parchet, care au un miros cumplit. Adică e un amestec de diluant cu nu știu ce sorbenți, care are o ardere cu totul specială. Un parchet laminat care arde dintr-o dată, dacă nu ești foarte atent, ești și tu. De aceea, pregătirea lui a durat ceva mai mult. Lemnul speța are un alt tipus, fibros. Arde foarte civilizat. Că are niște trepte de arde. Cum ați întrebat de... Da. Eu nu... Se adresează tuturor simții. Eu nu am abordare, să zicem, care suntem foarte obișnuiți cu instalația, cu video... instalație și așa mai departe, cu pictură tridimensională, cu tot felul de... accente, să le spunem, ale plasticității de diferite tipuri. De data aceasta, mă rog, am mai participat la vernisaje în care senzația olfactivă era dată de mirosuri de timpul de gustărilor. Dar acest miros de ars, de râmnas, sau de placaj, sau de tot felul de... Ia să știți că te introduce la o altă simțire în fața lucrării de pictură. Exact, în momentul când privești, ai și senzația că ești acolo. Dar toată lumea a remarcat și poziționarea personajelor deasupra celorlalți. Așa și cum sunt supradimensionate și celelalte sunt în spatele lor. Odată ce ești în fața lucrării și singur și ai și senzația asta de liniște cu mirosul, atunci ești exact acolo. Asta am și cu doamne să prind. Exact, locația ta sunt prezent acolo. Da, sunt poate niște chiori care se amplifică. Știu eu, privind niște câteva din lucrările despre robii de aici. Recurând vizual și olfactiv. Ele sunt preluat din eroi. De fapt, în momentul de eroi, e o idee de eroi, cine sunt eroi, cine sunt fragmente de eroi. Sunt prezente fragmente de film, în tot felul de reportaj. Deci eu fac să reinterpretez aceste fragmente. Să recunosc eroii trecuți cu eroii prezenți. Și fac așa o mică trecere, o mică vizibilă, dacă un pic de... Pe aceeași temă, dar în alte cifre, a spus domnul Florin Mihai, acum 2 ani, țineți minte, cu Apocalipsa și înainte, eroi, nu știu, totul ce fac. Da, că există o continuitate, dacă stăți prin primă, în timp, așa, la un moment dat se nu are niște lucruri. Da, niște căutări, niște trimite foarte clare. Dar atât, doamnă, eu așteptam o întrebare, deja trebuia să mă... Dar merge poate pe linia
unul dintre materiale. A stăpânit focul cumva. Și nu numai focul, și a stăpânit, cum se numește? Tipul de ardere. Tipul de ardere și rezultatul arderii și tot așa. De exemplu, vă dau un singur exemplu, unul dintre materiale a fost lăsat un an de zile, tocmai ca să se împine foarte mult cu apă, cu timp, și în momentul arderii avea deja, deja intrat într-o zonă de 4 ani de putregai. Și arderea nu a făcut decât să pună în evidență exact putregaii față de lemnele care sunt ude sau care sunt deja, să zicem, nepatinate, dar cu totul altă consistență și altă materialitate. Da, ține-și bine și asta. În schimb, zona poate fi interpretată și politic. Ea poate avea efectele politicilor actuale, ea poate fi dusă și mai departe, dacă revenim de arde, până unde mergem. Până unde ne politicăm. Acum lasă dumneavoastră să... Ne politicăm să rămânem într-o... Că aici nu e o ardere de tot. Încă mai stăm niciodată. Încă mai stăm. Să știți că am avut eu emoții să montez. Dar chiar am întrebat, se susține? Da, da. Această arhitectură, dacă te piedici de a nu cade, mai bine să nu ne piedicăm. În principiu există o zonă, să zicem, de protecție vizibilă. De aici. Poate că au asumat microbii și... De asta nu m-am gândit, dar vreau să vă spun din voastră. A câta montare este aceasta? A câta montare? Păi există montare și demontare. Păi da. A existat o montare când s-a lucrat, propriu zis, pe segmente diferite. Înțelegeți? Pe structuri diferite. Au fost gândite pe structuri diferite ca apoi să se creeze întreg. Există un montaj făcut în atelier și un demo și un remontaj aici sau nu înțeleg întrebarea. Domnul Valentin Popan vreau dacă această instalație a mai fost expusă. Nu, tot ce vedeți aici este pentru noi. Am înțeles. Este o expoziție. Pe gradul președilor. Și va fi foarte interesant să vedeți cum a fost făcut montajul primului, să vedeți practic cum a fost realizată în spațiul atelierului. Afară, în spațiul delimitat geometric și cum s-a poziționat, să zicem, instalația în spațiul respectiv. Adică a fost ardere separată și de anumite segmente, nu a fost în spațiul respectiv, pentru că altfel n-ai fi controlat la dimensiunea arderea. Apropo de ideea cu mai rezistă ceva, ideea cu mai rezistă un pic ceva mai clare și coroboresc cu tonul de roz. Stai o parabolă, e o trecere dincolo. Eu vreau să cred că ați spus și multe idei de speranță. Asta contează.
reintroducerea dumneavoastră, ar putea să fie efectul invers.